Hei, salut, prieteni! Am plecat și eu din casă. Acum mă duc să mă întâlnesc și eu cu Mihai. Nu m-am mai văzut cu el de o grămadă de vreme. Mergem să stăm la o shawarma la Dristor. Mă rog, să mănânce el. Eu nu mănânc, am mâncat acasă. Și să mai stăm și noi de vorbă un pic, că și el trebuie să plece și eu am treabă după aia. Și stăm și noi un pic, jumătate de oră, o oră. Gata, hai că plec spre casă. Naptul Mihai stea foarte mult pentru că pleacă la Buzău. Eu mă duc, mai am un video de scris, pentru că astăzi primesc un iPhone 7 să-i fac review. Și mai am de lucrat la video. Iar apoi la 5:30 o să mă văd cu Ana, mergem să ne plimbăm un pic prin parc. Acasă și au venit în sfârșit băieții care trebuie să instaleze electrovalva la sistemul de gaz. Că avem centrală nouă de, nu știu, 2-3 săptămâni, dar nu am instalat-o încă pentru că sunt foarte multe chestii de făcut din punct de vedere legal, să zic. Trebuie instalat o electrovalvă, un senzor de gaz, trebuie făcut un proiect la Distrigaz, trebuie instalată de unii, verificată de alții și abia apoi. Și stăm cu centrala pe hol și până atunci facem duș cu apă rece. Dar mai înaintăm astăzi un pic, punem electrovalva aia și cu senzorul ăla și apoi trebuie instalată și verificată și apoi o să avem apă caldă. Deci în curând o să avem și noi apă caldă. Am plecat de acasă, mă duc să iau iPhone-ul ăla, apoi o să mă întâlnesc cu Ana, poate mâncăm ceva și apoi cred că o să mergem să plimbăm un pic prin parc ca să am ocazia să fac niște poze cu iPhone 7. Ce facem, Bobby? Am luat acest iPhone 7 roz. Ca pentru fetiță, așa. Ca pentru fetiță, da. Și am venit în parc să facem niște poze. Am făcut mai devreme niște selfie-uri cu el ca să mă ajute la review, deci nu ca și vrut eu să le pun pe Facebook. S-a uitat lumea la mine, îți dai seama. iPhone eu roz? Eu făcând cu iPhone roz selfie. Și mă mergem să facem niște poze, să încep să-i fac review. Avem un iPhone 7 roz. Pe mână. Care e problema? Tu să-mi spui care e problema. Ce mână că nasă, nu mai zic. Aha, așa. Nu mai zic. În sfârșit. Am făcut câteva poze. Am tras câteva cadre cu iPhone-ul. Am și filmat cu el, am făcut și poze. Și l-am și filmat pe el și am făcut poze. În mediul ăsta, așa, în parc e foarte mișto de filmat. Se vede foarte mișto. O să-i mai fac niște teste în zilele care o să urmeze și mă apuc de editare review. Probabil mâine, poimine, răspoimine. Pe luni încolo, că sâmbătă avem nuntă. S-ar putea să mai dureze. Așteptăm, nu e grabă. Să facem așa, o să mă joc cu el un pic, să văd. Un review profesionist. Să am niște păreri. În cunoștință de cauză. Cunoștință de cauză, da. Gata ședința foto-video în parc, mergem să mâncăm și noi așa urmă acum. Ia uita ce mănâncă Ana. De dietă. Nu ca tine. Am mâncat shawarma noastră preferată. În afară de Ana a ratat. A luat o gură de la mine, dar a ratat ocazia. Mai bine, gata, asta te-am cu shawarma. Bine. Și acum că s-a lăsat noaptea, o să mai fac câteva poze cu iPhone-ul și apoi mergem acasă. Ne-am oprit un pic aici în stradă pentru că este destul de întuneric acolo într-un parculeț. Și am vrut să fac eu niște teste cu iPhone-ul, să văd
cum se vede noaptea. Am făcut câteva poze, am filmat. Ce mică sunt! Și acum... Filmează-mi ceafa. Și acum mă duc pe Ana la metrou și eu mă duc acasă. Am lăsat-o pe Ana la metrou și mă duc și eu acum acasă. A fost o zi foarte mișto astăzi, mai ales că am filmat câte puțin și pentru review și cu iPhone-ul. A fost foarte mișto vremea și a fost și cald. Mă duc acasă să mă apuc de treabă. Uite Renault aici. Nu l-a furat nimeni. Hai că mușu acasă, mușu să mănânc ceva. Și apoi m-am pus de treabă. Știu că am mâncat shawarma aia, dar aia a fost masa de prânz, cum ar veni. Mi s-a făcut foame iarăși. N-am mâncat decât dimineață, shawarma aia, și mi-e foame, trebuie să mănânc ceva acum. Că m-am gândit după ce am închis camera, că poate vă gândiți că stai frate, păi dar nu, abia ai mâncat? Nu, abia am mâncat acum câteva ore, dar totuși mi-e foame. Gata, masa. Hai să vă spun câteva păreri despre iPhone 7, că m-am jucat cu el astăzi câteva ore. Așa, niște prime impresii. În primul rând, butonul e foarte enervant. În momentul în care telefonul e pornit și ești în meniu tot ce trebuie sau într-o aplicație, se simte ciudat, dar e ok, nu e deranjant. Adică nu simți clicul ăla de buton, dar e pe aproape. Cel mai nasol este când ori l-ai pe masă și vrei să apeși pe home, pentru că nu simți nimic. Vibrația nu mai simți decât dacă ai, decât dacă ai telefonul în mână, simți vibrația. Dacă l-ai pe masă și ai apăsat așa, zici că apeși pe sticlă, așa, și în momentul în care vrei să-l folosești din standby, nu funcționează. Deci dacă e închis, nu funcționează butonul, trebuie să-l ridici. Și în momentul în care îl ridici, se deschide ecranul, ceea ce e un pic ciudat, pentru că dacă eu vreau să-mi iau telefonul de pe masă să plec, nu vreau să mă uit la el neapărat, se deschide de multe ori, am observat. Am tot citit, m-am tot interesat, am înțeles că au făcut treaba asta în mare parte pentru că butonul se strica foarte, foarte des la orice iPhone. Lucru care, din păcate, nu e valabil la orice alt telefon care are buton. Orice alt telefon care are un buton aici. Nu am auzit să se strice butoanele la telefoane, la toate telefoanele în prostie. De obicei, telefoanele care au buton, nu se strică butonul, doar la iPhone se strică. Înțeleg pe de altă parte că a fost în felul ăsta mai ușor să îl facă water resistant, dar din nou sunt o grămadă de telefoane care au buton și sunt water resistant sau waterproof. Deci nu era nici ăsta un motiv pentru care trebuiau să schimbe buton. În fine, au făcut-o, e un lucru relativ enervant, dar cu care te poți obișnui dacă îți iei ca telefon. Un alt lucru pe care eu nu-l înțeleg, sau mă rog, îl înțeleg, dar nu e logic, este dispariția jack-ului de căști, care a fost făcut pur din perspectivă financiară. A fost eliminat jack-ul de căști. Căștile care vin în pachet, care au conector Lightning, se aud foarte bine și foarte tare. Difuzoarele stereo se aud foarte bine și foarte tare. Ecranul, din păcate, este fix la fel ca acum 2 ani. Camera este îmbunătățită semnificativ în lumină slabă și atât. La lumină bună, pe mine, sincer, m-a dezamăgit. Adică sunt multe alte telefoane pe piață care fac poze mai bune. Și m-aș fi așteptat ca telefonul meu vechi de 2 ani să nu se poată ține după un telefon care a apărut acum câteva săptămâni. Și se ține. Eventual o să vă arăt câteva comparații între pozele pe care le-am făcut cu iPhone-ul și pozele pe care le-am făcut cu ăsta al meu, cu Note 4. Deci camera e o cameră foarte bună, însă nu consider că este cea mai bună cameră, nici pe departe. Iar în rest, cu orice altceva, este iPhone 6S. Ca și performanță, să se deschidă aplicația cu 0,02 secunde mai repede nu mă impresionează personal. Cam astea sunt câteva prime impresii, o să vedeți mai multe în review pe care o să-l filmez zilele astea. Mă pun și o să editez pentru că iar o să scot vlogul foarte târziu, nu aș mai vrea treaba asta. Aș vrea să trec la un alt mod de postare, adică ce am făcut eu astăzi, să editez în seara asta un pic și mâine pe zi, și să pun ce am făcut eu astăzi, să pun mâine seară mult mai devreme decât pun acum. Iar ce fac mâine, să pun poi mâine seară. Asta este întrebarea de astăzi. Ce părere aveți de chestia asta? Să trec la planul ăsta, să rămân așa cu postatul imediat ce s-a terminat ziua. Deci ideea ar fi să postez mult mai devreme și mult mai regulat, adică la aceeași oră. Atât că cu o zi întârziere. Adică astăzi o să vedeți ce am făcut ieri, cum ar veni. Cam asta ar fi planul. Spuneți-mi care e părerea voastră. Întrebarea de a fost, care a fost cea mai bună și cea mai proastă experiență în relație cu un brand de unde ați cumpărat ceva? Și răspunsul pe care am zis la întrebarea de ieri vine de la Ciprian Lazar. Și ce mi-a cumpărat o tastatură iluminată care avea LED-urile arse și până mi-au schimbat-o a durat 3 luni jumate.
Știu exact ce spui, pentru că am cumpărat și un tastatur și un mouse și nu mergeau și a durat vreo jumate de an să-mi dea banii înapoi. Că eu am dus tastatura înapoi să-mi dea banii și mi-am cumpărat alta imediat atunci și am așteptat să-mi vină banii înapoi și am așteptat vreo 6 luni pentru treaba asta. Și cea mai bună situație a fost când în loc de un laptop mi-a făcut surpriză și am găsit două într-un pachet. Iar după aia ai scris acolo vestea proastă că ți l-a luat înapoi pe la al doilea, deci nu prea se pune, dar experiența proastă este des întâlnită. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine.